S-au derulat scene terifiante în fața unei pensiuni din Sinaia. O femeie de 47 de ani din Ploiești a fost lovită de un bărbat care o însoțea în stațiune. S-au cunoscut recent pe Facebook și și-au dat întâlnire, doar că ceva nu a mers. Băut bine, respectivul i-a dat câteva palme, a îmbrâncit-o și a fugit apoi cu mașina, chiar dacă avea permisul suspendat. În urma lui, femeia a căzut pe asfalt și nu s-a mai ridicat. Mai mulți turiști aflați în Sinaia au asistat înmărmuriți la scena petrecută pe înserat în fața unei pensiuni din centrul stațiunii. Femeia în vârstă de 47 de ani îl cunoscuse separe de mai două săptămâni pe Facebook pe bărbatul de 51 de ani, iar acum se vedeau pentru prima oară. Cei doi au luat masa la un restaurant și trebuiau să se cazeze, dar au fost văzuți ieșind nervoși printr-o pensiune. În câteva minute, ceea ce părea o ceartă între parteneri s-a transformat într-o tragedie. Trăgea femeia de ușă să se urce mașină. Ea trăgea de ușe, el o închidea. El trăgea, ea trăgea. Se certau, i-a dat și vreo câteva palme. Apoi a coborât jos, a luat-o frumos de aici, i-a făcut un vânt și a căzut cu capul de asfalt acolo. Dânsa mâncase mai devreme acolo și era voioasă, urca treptele voioasă și dânsa a vrut să se urce în mașină. Dânsul i-a făcut brânci, a căzut, s-a lovit la cap și a plecat. I-a aruncat cheia de la cameră și a lăsat-o așa cum și-a fugit. După acest episod șocant, individul a plecat cu mașina, deși abia se ținea pe picioare din cauza băuturii. În plus, nici nu are permis de conducere valabil. Polițiștii l-au oprit în orașul Comarnic și au aflat repede că avea 1,4 la mie alcool pur în aerul expirat. Între timp, medicii n-au mai putut să facă nimic pentru femeia lovită. Am constatat decesul unei persoane de sex feminin de 47 de ani. Persoana era cianotică, era segmente foarte reci și cu mobilitatea anormală a gâtului. Nu vă înțelegeți? Plecați fiecare în dreapta, în stânga și lăsați omul să trăiască. Nu-i luați viața că vreți voi. A ajuns chiar în stradă să o omoare. Mi se pare groaznic. Întreaga scenă a fost surprinsă de o cameră de supraveghere, iar imaginile sunt deja probă în dosar. Individul a fost audiat, dar nu a fost reținut. Autoritățile încă așteaptă concluziile medicilor legiști, care urmează să stabilească din ce cauză a murit femeia. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.